A vândut vaca a părinților din Bătătură și a plecat în lume. Voia să devină un al doilea El Chapo. A ajuns însă să mănânce din gunoaie. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Veți urmări astăzi declarații cutremurătoare din lumea etnobotanicelor. Ani la rând a fost captiv în lumea etnobotanicelor. Ca să scape, s-a trimis singur în închisoare. A spart un magazin, după care a sunat la poliție și s-a autodenunțat. Dar când ai plecat din România, cam ce visai tu? Ce să faci în cadrul mare? Visam să intru, să devin ca El Chapo, ca Escobar, ca ce pusă. Vă dați seama. Mă gândeam să conduc nu știu ce armată, după nu știu cât timp mă credeam cineva. Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că mă înșel. Ai și furat și n-ai fost prins? De foarte multe ori. De foarte multe ori, da. Pe tânărul din imagini l-am întâlnit în vechea închisoare de la Poarta Albă. Este încarcerat acolo de aproape 10 luni. Este un deținut aparte, un tânăr care mai bine de 12 ani a fost captivul unui viciu perfid și ucigător. La început a fost curiozitatea, apoi dependența. Gruntul adevăr l-a măcinat puțin câte puțin. Deși îl știa, nu a avut puterea să lupte. Într-un final epuizat și în pragul disperării, a găsit o soluție, o cale de a scăpa de consumul de droguri. S-a aruncat singur în pușcărie, doar ca să uite și să scape de etnobotanice. Mihai Cătălin Liță are 26 de ani. Este de fel dintr-o comună din Constanța, Independența. Nu are cine știe ce școală. Se mândrește însă cu Școala Vieții, o instituție absolvită în numele drogurilor. Avea puțin peste 14 ani când, din curiozitate, a început să consume etnobotanice. Toți prietenii săi o făceau, era la modă, la școală, în cluburi, pe câmp, amicii săi erau tot timpul cu etnobotanicele după ei. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Eu am vrut să ajung aici. Din ambiția mea și disperarea mea. De ce disperare? Eram dependent de droguri. De etnobotanice. Și nu puteam să mă las afară și am hotărât să... Așa am gândit atunci. A fost singura lucru care mi-am întâlnit să fac. Atât am adus cap. Să mă condam singur, să pot să mă las. Și ce ai făcut? Am săvârșit o faptă. Intenționat să pot să fie de așa natură să pot să fiu închis. Să pot să... Asta a fost portița mea care m-am gândit în momentul ăla, că eram foarte, consumam foarte mult. Nu puteam, nu găseam nicio portiță să pot să mă las. Și am zis, vin la pușcărie, nu știam ce e la pușcărie. Și am zis că acolo cu siguranță nu voi mai avea acces la ele și va trece o perioadă. Furtul l-am făcut de așa natură să fie o pedapsă mai mică. Dar ce ai furat? Pur și simplu am intrat într-un bar, mi-am luat o sticlă de băutură, câteva pachete de țigări și am ieșit afară. Ca după aceea să mă autodenunț telefonic. Mi-ai spus că ai mai avut o condamnare cu suspendare. Atunci ce s-a întâmplat? Atunci aveam un prieten în penitenciar în Slobozia. Dependent de droguri și el. Și am încercat să-l ajut să-i introduc drogul în penitenciar. Știind cât de grea este dependența, se tăia pe mâini, suferea în perioada aia și o despărțire cu prietenul lui, iubea mult și am gândit că așa m-am gândit eu că așa aș putea să-l ajut. Fiind și dependent și consuma și în același timp, nu prea mi-a trebuit mult curaj să fac asta și am fost prins. Cum ai fost prins? Nefiind profesionist, am introdus o pereche de papuci
substanțele. Și s-au prins acolo. S-au prins și a recunoscut, dar am făcut asta din motivul să-mi ajut prietenul. Mihai și-a dorit foarte mult să apară la televizor. Așa poate spune lumii drama adolescenței sale. Doar așa poate vorbi de neputința lui și a multor copii și adolescenți cuprinși de magia înșelătoare a drogurilor. Se vrea un exemplu, vrea să tragă un semnal de alarmă despre un viciu care nenorocește din ce în ce mai mulți tineri. Cum te-ai întâlnit cu drogurile tu? M-am întâlnit cu drogurile prin anturaje proaste. Munceam, câștigam singur existența de la 14-15 ani, construcții, și un coleg de muncă a venit cu el la muncă cu niște substanțe. Sunt o fire foarte curioasă, îmi place să descoper și am zis, hai să încerc. Mi s-a făcut rău, am căzut jos, dar după aia am mai fost influențat să mai trag încă o dată, până am ajuns să fiu independent. Până am ajuns să mă las și de muncă, de orice, doar să fumez. Vedeam numai să fumez. Când am văzut în ce hal am ajuns, a fost o perioadă care am plecat la București, vreo 2 ani de zile m-am lăsat. Am suferit ca orice tânăr, m-am despărțit de prietena mea. Și n-am o fire mai închisă în el, așa, n-am știu cui să mă descar, m-am apucat iar de ele, ca să uit. Și am ajuns să fiu dependent până acum un an, adică acum 10-11 luni. Până când am hotărât să pun punct, așa știu eu să pun punct, într-adevăr, regret că nu știam ce mă așteaptă aici. Regret că n-am găsit altă portiță să mă pot lăsa. Deci tu la 14 ani ai început să consumi droguri? 14 ani, cam așa. Și ce droguri ai consumat? Din prima etnobotanice. Numai etnobotanice? Nu, am consumat toate substanțele, am fost curios. Orice, în afară de heroină. Cel puțin cele care le cunosc eu. Cannabis, hașiș, cocaină. Am fost curios. Dar niciuna dintre ele nu își mai făcea efectul în privința mea, că etnobotanice e mult mai periculoasă. Oricine ajunge la etnobotanice nu mai are scăpare. Heroina sau etnobotanicele tot aia este, din punctul meu de vedere. Ce reacție aveai tu când te drogai? Pur și simplu te pierzi. Nu știu cum să vă spui, te gândeai în mai multe direcții deodată. Adică îți plăcea pur și simplu să fumezi. Dacă nu aveai să fumezi, în ziua aia transpirai, te enervai într-una, nu acceptai să vorbească nimeni cu tine. Dacă aveai un prieten bun, cel mai un prieten, și mergeai cu el pe drum și tu trebuia să te duci să îți procuri sau nu aveai, nu puteai să-l asculți. Nu exista. Putea să-mi spună cea mai frumoasă poveste sau cel mai interesant lucru. Nu puteam să-l ascult. Dorința mea era să ajung cât mai repede să fumez. De exemplu, mama mea s-a chinuit foarte mult cu mine să mă ajute să mă las. Prieteni, că a văzut cum am ajuns, putea să-mi aducă cea mai sexy femeie lângă mine, că eu alegeam drogurile. Mă spun sincer. Deci alegeam drogurile. Nu exista. Sau chiar dacă intenționam să aleg, mintea mea era spre droguri. Numai spre droguri. Ai încercat să faci un tratament de specialitate, să te adresezi unor specialiști ca să poți să scapi? Nu. Chiar n-am încercat niciodată. Văzând peste tot că toți, cu toate cunoștințele mele de la etnobotanice, n-a putut niciodată să se lase, am hotărât să mă doream să mă duc undeva în munți, undeva singur, să nu mai pot să am ocazia de a le vedea sau a ști în mintea mea că nu există. Dar am zis că aici, în penitenciar, dacă ajung, nu voi mai avea acces la ele și cât de mult voi suferi,
voi avea de câștigat că mă voi lăsa. Și într-adevăr, chiar simt că trăiesc. Suferința din penitenciar nu-și mai face efectul în privința mea. Și orice s-ar întâmpla, sunt pur și simplu, cum s-ar zice, mândru că sunt aici și nu mă mai droghez. Ca mai toți consumatorii de nobotanice, dă vina pe puterea anturajului și a decepției. Mihai provine dintr-o familie simplă de muncitori ai câmpului, oameni cu frica lui Dumnezeu. Părinții lui nu au știut ce sunt acelea droguri. Nu și-au dat seama multă vreme că se întâmplă ceva cu propriul copil. Atunci când te vei libera, nu știu, vei avea iar o decepție, vreo dezamăgire și vei găsi refugiu în droguri. Doamna, după perioada asta în care nu mai folosesc și am reușit să mă recapă conștiința și să simt cu adevărat cum e viața, nu cred că va mai exista vreo ocazie să mai... Pur și simplu le urăsc, vă spun din toată inima. Poate ocazia ar mai fi fost să consum și aici, dar nu m-a interesat. Ai avut posibilitatea să consumi în Da, am avut posibilitatea. Cum de-ai refuzat să consumi aici? Pentru că știam pentru ce sunt aici și știam cât de mult suferam pentru el. Venise o persoană de pe IPJ cu... niște substanțe în buzunar, care a fost arestat și pur și simplu mă uitam la el și tot cu droguri era și nu venea să cred că și în penitenciar caută să fumeze. Adică mi se părea... Deci în închisoare, dacă vrei să te droghezi, poți să o faci? Aici nu. Dar persoana cu care zic eu a fost pe IPJ când a fost arestat. Avea haină cumva băgată. Tu afară te drogai în fiecare zi? În fiecare oră. Deci în fiecare oră, în fiecare zi. A fost o perioadă de un an jumate care cred că, și vă spun sincer, n-am stat o săptămână fără să mă droghez. De unde aveai tu bani pentru droguri? Doamne, nu sunt atât de scumpe și... Ce să vă zic? Foloseam toate căile de atac sau puțin bani. Orice îmi stătea aminte. Sunt și constructor de meserie, lucram câte 2-3 zile. Îmi luam la mine marfă de-asta de fumat în timp și ce lucram. Lucram 2-3 zile, mă luam marfă. Stăteam o săptămână, tormentat. Dar drogurile astea se găsesc așa peste tot? De unde le luai? Sau aveai o... Peste tot, doamne, se găsesc drogurile astea. Peste tot. Eu am reușit și simt că am reușit să fug de ele, dar nu știu ce vor face în anii următori tineri cu așa ceva. E inevitabil. Deoarece un gram de... Eu, din punctul meu de vedere, aș legaliza cannabisul. Ca să poată să scape tineretul de substanțele astea, să fugă de ele. Cum să scape tinerii de așa ceva dacă se legalizează? Tu singur ai spus că... Dacă un tânăr este curios să consume și să își elimine curiozitatea asta, ar fi bine să nu o facă cu etunul botanic. După cum l-ați auzit, nu a putut să facă față acestui viciu. De copil, Mihai a intrat într-un anturaj în care se consumau numai droguri. Împreună cu prietenii se îmbătau, furau și consumau droguri. Arestarea lui Mihai a apărut chiar și în ziare. A dat o spargere la un magazin din localitatea sa, după care a sunat la poliție și s-a autodenunțat. Spune că doar așa a putut să uite de etnobotanicele care îi ocupau tot timpul. Nu era în stare să facă absolut nimic. Se droga, dormea și iar se droga. N-ai fost niciodată curios să vezi ce consum? Ce... Ba da. Când am aflat, nu mă interesa. Cu toate că, că conținea... Știam că și mă distrug și mă prăjesc. Adică, cum se zice. Și îmi distruge neuronii și eu tot consumam. Și nu ți-a fost...
Nu ți-a fost frică niciodată? Doamnă, nu știu cum să vă explic. Momentele alea nu gândești. Adică dacă ar fi să zic că cineva mai un an de consumat, poate și din punctul meu de vedere spun asta, dar e foarte puternic dependența de la etnobotanice. Să zic că cineva mai un an de trăit, dar trebuie să consumi zi de zi. Tu alegi, trăiesc anul ăla. Deci aia e mintea, vă spun sincer, trăiesc anul ăla, după nu mă interesează. Prietena ta ce a spus? Știa că te droghezi? Știa trecutul meu. Eu m-am drogat până în moment, eu m-am cunoscut cu ea când consumam. Și mi-a dat niște sfaturi care am reușit să le iau în considerare până la urmă. Mi-a plăcut mult de ea și am reușit să mă las 2 ani, cât timp a fost relația. Am reușit să mă las. Aveam într-adevăr momente în care mă enervam, deoarece eram dereglat psihic. Mă enervam, eram prea gelos, eram prea... nu eram eu. Mi-a revenit o perioadă, am încercat. Dar ea fiind tânără și una altă și eu tânăr, ne-am despărțit pur și simplu. Am iubit-o mult și am ajuns iar să consum. Prostește. Ea știe unde ești acum? Știe. Știe, dar deja avem un an de când, un an și ceva de când nu mai vorbim. Am mai discutat și aici, am mai vorbit cam, deci regret, adică îi pare rău de mine, dar nu mai avem nicio treabă, nu mai s-a dus tot ce a fost, ce treabă. Ce fel de om erai tu afară? Cum te-ai descrie? Un om cu un suflet minunat, adică bun, ajutător. Dar foarte curios. Foarte curios și ușor influențat. Ușor de influențat. La orice, în orice punct de vedere, că era droguri, că era scandal, că era băutură, că era furat. Nu mă gândeam la consecințe. Acum e exact opusul la tot ce gândeam. Mihai a fost condamnat la 1 an și 8 luni pentru furt calificat. Nu se află la prima condamnare. În trecut a încercat să-i ducă unui prieten la închisoare narcotice. A fost prins și condamnat cu suspendare. Deși a fost un consumator înrăit de enobotanice, nu a fost prins vreodată consumând sau comercializând. Pentru a face rost de droguri a făcut tot felul de ilegalități. Nu a fost însă niciodată prins. Ai și furat și n-ai fost prins? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Ce furai? Ce să vă zic, doamne? Ce să fur? Societăți și așa mai departe nu prea... Dar furturi, pur și simplu furturi, nu știu cum să vă explic la câte a fost. Unde ai învățat să furi? Pe mine m-am împins viața. Adică m-am împins viața, că putea să existe alte moduri de a trăi, indiferent de situația financiară. Am fost o persoană mai rebelă. Mai că mama mea, la vârsta de... când aveam 10 ani, a plecat să lucreze în străinătate. Eram o familie mai săracă, să zic așa. Tatăl meu lucra și el pe în altă parte, eram crescut cu bunici și am crescut alături de niște frați cu familia dezbinată și eram... adică am crescut centrul meu de prieteni în momentul ăla. Copilăria mea. Și așa am învățat pas cu pas, n-a avut cine să mă îndrume în viață până n-am greșit. În momentul în care am greșit, poate nu mi-am dat seama că a greșit și mi-a plăcut. Și mi-a plăcut anturajul ăsta. Nu pot să zic că nu mi-a plăcut. Dar cum ai intrat în anturajul ăsta? Am crescut cu copiii ăștia și acolo la țară scandalurile erau frecvente, furăciunile erau frecvente. De la 14-15 ani m-am dus necalificat, lucram salahor pe acolo la muncă, am învățat să lucrez în construcție, am întâlnit câte un consumator. Mi-a plăcut să cercetez orice, mi-a plăcut să
Încerc orice, să nu fie nimic fără să încerc. A renunțat să se mai ducă la școală din cauza drogurilor. Voia să devină cunoscut în toată lumea. La 18 ani a vândut vaca părinților și a luat drumul străinătății. Era pus pe fapte mari. Nu avea cine știe ce bani în buzunar și nu știa vreo limbă străină. Avea însă visuri și curaj. Tu câtă școală ai? N-am decât 9 clase. Curiozitatea asta despre care îmi vorbeai, nu ți-ai manifestat-o niciodată la școală? Nu știu, să vrei să înveți ceva din curiozitate, să descoperi, nu știu, istorie română, geografie. Numai la lucruri rele ai fost curios? Deoarece am început conturaza de la o vârstă fragedă. Poate furam și la 12 ani și la 13 ani. Familia nu mi-era alături. Am ales viața asta. În momentul ăla. De exemplu, când am făcut 18 ani, în mintea mea era să fug în Sicilia, că vedeam la televizor că e mafie. Am vândut o bițică, mi-a luat un bilet, doar bani de drum și am fugit în Sicilia. Aveam decât un animal. Acolo? Am crezut că acolo e cu incovregi în coadă, dar m-am trezit pe străzi, pe drumuri, fără să știu limbă, fără să mai ne la muncă, la boschetar. Până mi-am găsit un loc să muncesc și am muncit. Acolo chiar n-am comis nicio infracțiune. Pur și simplu am muncit, am lucrat. La lemne, în campanii. Dar tu ai plecat în Sicilia cu gândul de a intra în mafie? Da. Am plecat cu gândul să curiozitatea, cum e altă lume. În primul rând, curiozitatea, să văd cum este și altfel de popor, ca și cum, ca altfel de lume, altfel de mentalitate. Dacă n-am stat acolo și am un sistem, că nu-i loc de minoritățile, de ceea ce gândeam eu, nu-i loc de mine, să pot să fac ce făceam pe aici, pe la țară. N-am văzut de treabă și m-am dus la muncă. Mă dă seama. Dar când ai plecat din România, cam ce visai tu? Ce să faci în cadrul mafiei? Visam să intru, să devin ca El Chapo, ca Escobar, ca ce pusă. Vă dați seama. Mă gândeam să conduc nu știu ce armată, după nu știu cât timp mă credeam cineva. Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că mă înșel. Ideile năstrușnice de a intra în mafie și de a fi un al doilea El Chapo au murit după 19 zile petrecute pe străzile din Italia. A dormit prin parcuri, a mâncat ce aruncau alții. Jumătate de lună a fost un om al străzii, pe care nu îl băga nimeni în seamă. Pe acele străzi unde nu înțelegea ce îi se spune, dormind sub cerul liber, s-a maturizat brusc. Cât timp ai stat în Sicilia? 4 luni jumate. Am fost prima oară în Reggio Calabria, după aia în Sicilia. Mi se părea lumea crudă. Foarte crud. M-am maturizat acolo. Cât de când m-am maturizat, da. Văzând că nu, cu toate că am crescut mai cu părinții mai la distanță și n-am mai răcit, adică îmi iubesc familia, dar plecările astea în străinătate, înapoi, răcește oarecum relația între copil și mamă. Și acolo mi s-a părut lumea foarte crudă. Nu te ajută nimeni cu absolut nimic. Țin minte că trebuia să mă duc într-un loc 180 de kilometri și nu aveam bani. Și am luat-o pe jos. Și m-a dat carabinierii de jos de pe autostradă. În visul meu și ambiția mea să ajung în o săptămână, tot ajung acolo. Și m-a dat jos de pe autostradă și mi-a zis unde vrei să mergi. Și am spus în Nara. Și a zis, păi nu pe aici, că n-ai voie pe autostradă, iau pe partea asta. Și m-a dus pe altă rută de am ajuns în altă parte. Și după 4-5 zile. N-avea nicio legătură unde am pus cu drum. Dezamăgeri. Și după Sicilia, ce s-a întâmplat? Am venit acasă. M-am lucrat o perioadă în izolație la București, construcții. M-am văzut de lucru, am muncit, toți colegii mei beau, am început și eu să beau în fiecare seară.
Apoi ieși pe un parcuri, pe una alta, am început iar să consum cannabis. După o perioadă care am consumat cannabis, după un an jumate, m-am întors în Constanța. Bine, un an jumate, dar am mai venit și în Constanța, am mai plecat înapoi câte 3-4 zile, să veneam la familie. Și nu știam de unde, că nu se găsește așa ușor în Constanța să cumperi de oriunde cannabis, iarbă. Dar e tunul botanicele pe toate străzile. Și simțeam nevoia să mă droghez ca și cum. Și m-am dus și mi-am procurat și am început să o țin lângă. Tu ești singur la părinți? Nu, eu sunt cel mai mic. Mai suntem 3 frați. 2 surori și un frate. Ei au avut probleme cu drogurile? Ei nu au probleme în niciun punct de vedere, nici măcar cu legea, măcar o dată. Toți au familie, toți au copii. Adică nu toți, un frate n-are copii. Dar toți sunt însurați la casele lor. Am fost o fire parcă ruptă din familia mea, singur. Tu ai fost oaia neagră a familiei? Da, cu siguranță. Cum au aflat ai tăi că tu te droghezi? De la o vârstă deja mie nu mai ținea cont, adică eram impulsiv și pur și simplu am îndrăznit să fumez și de față cu ei, dintr-o dată. Ei nu sunt, cum să vă spun, atât de să știe ce înseamnă drogurile sau cât de mare risc o să aibă. Într-adevăr, știa că nu e bine ceea ce fac și... Dar când mă înfuriam, spărgeam un geam, făceam lucruri de-astea rele. Și vedea că sufăr că nu am, îi mințeam să-mi dea că omor dacă nu-mi dă bani, să pot să mă duc, să mai iau. I-am distrus. De asta am și hotărât. Mihai este un tânăr dispus oricând a spune povestea. Se vrea un studiu de caz. Este unul dintre cei mai cunoscuți deținuți de la Poarta Albă. El este condamnatul care își petrece timpul stând cu o pătură în cap. Așa a ales să stea doar pentru a evita tot felul de discuții. Consumul de etnobotanice a lăsat sechele grave în comportamentul lui Mihai. Dar n-a fost niciunul dintre ai tăi, nu știu, să pună mâna pe tine, să-ți dea o mamă de bătaie, să știu te interneze. Ce gândiți, dar nu și în cazul meu. Știu ce gândiți, că se întâmplă. În cazul meu nu se putea face nimic. Nu. Dar de ce nu se putea face nimic? Fiindcă bătaia am luat de mic copil și eram obișnuit cu bătaia. Și nu putea să mă mai afecteze în dorința mea de dependența mea niciun fel de bătaie, nici dacă eram legat cu lanțuri. Mi-ai spus că mama ta a încercat în toate felurile să te convingă să renunți. Da. Cum a încercat? Ce se ruga de mine, plângea, încerca să-mi facă orice pe placă, să stau numai acasă, să nu mă mai duc să mai procur. Fel și fel de modalități. Tu dacă ar fi să dai un sfat unor tineri pe care îi vezi că se droghează, ce le-i spune tu? Aș avea multe lucruri să le zic. Nu știu cum să vă zic, doamnă, că pentru mine e un coșmar, numai să mai gândesc. Le spune să... De asta și am zis că poate spun și lucruri greșite, dar din punctul meu de vedere să încerce altceva decât să ajungă vreodată să consume așa ceva. Cu totul altceva, nu știu, are curiozitatea în cap că sunt fel și fel de tineri care au mentalitățile și caracterurile care le au. Să nu încerce etnobotanice. Niciodată. Nici cu cea mai mică ocazie sau în orice anturaj ar avea ei. Simte nevoia să iasă din lumea lor. Nici asta nu e bine, vă dați seama. Să bea o bere, două, să-și elimine curiozitatea, să facă altceva total diferit. Că în unele situații la tindere e inevitabil să nu poată să încerce. Poate să zică oricine și ar zice, dacă el își dorește cu adevărat și e încăpățânat să încerce droguri, să facă lucrurile astea, nu poate să-l schimbe, cine știe, cazuri și parteraje. Să fie prea atașat, nu știu cum să vă explic. Am văzut multe cazuri și de asta și vă spun așa.
aceste droguri. De exemplu, se pedepsește, a plecat 40 de ani din penitenciarul ăsta, de la domiciliu sau controlul judiciar cu etnobotanice și alții cu cannabis, stă aici mult și bine, dar alea sunt foarte periculoase și au încadrarea mult mai mică ca alte substanțe. Încă, poate încă nu se știe ce anume conțin sau ce dependență poate să provoace. Eu vă spun, fiind consumator de toate, de mai multe, dar nu se compară nimic cu etnobotanice. Când fumam cannabis, poate stăteam cu apă și fonier și fumam la 2-3 seri când simțeam eu momentul sau nevoia. Dar astea nu puteam să... Dacă am o sacoșă, o sacoșă, trebuia să stau numai lângă ea, non-stop, minut de minut din viața mea. Din fiecare timp nu consumam. Trebuia numai să fumez. Mă trezeam noaptea din somn, doar dădeam capul spre pliculețe să-mi fac. Era un coșmar să mă trezesc, să-mi iau o țigară de pe... Deci ce-ți face? Stai și dormi non-stop. Pur și simplu dorm și 24 de ore cât fumezi. Tragi 2-3 fumuri și dormi. Visezi. Stai cu căștile în urechi. E o moarte lentă. Că la un moment dat te duci. N-ai cum să treci cu asemenea. Pentru cei care nu conștientizează pericolul etnobotanicelor, Mihai este cea mai elocventă dovadă a ceea ce înseamnă consumul de narcotice. Etnobotanicele sunt droguri sintetice, extrem de periculoase. Consumul îndelungat duce la schimbarea totală a comportamentului, la înstrăinarea de familie, schimbarea înfățișării, paranoia, dă halucinații. Aceste droguri pot cauza coma sau moartea. Toți cei care le consumă îți spun că lor nu li se poate întâmpla nimic, că au puterea să se oprească la timp. Nu este însă așa. Din cercul tău de prieteni, toată lumea, toți se drogau? Nu, doar eu. În momentul în care am ajuns să... din cercul, mă gândeam că din copilărie. Eram singurul care se droga cu etnobotanice. Toți prietenii mei zicea să nu mai fumez etnobotanice și să fumez o iarbă la o săptămână cu ei, la o bere. Dar eu dacă mă chemau să stau de vorbă cu ei și să povestim alte lucruri, stăteam jumătate de oră și trebuia să mă duc. Dacă n-aveam la mine nimic, trebuia să mă duc de acolo. Trebuia să mă duc să-mi fac, să fumez. Și stăteam, toți prietenii stăteam pe picioare și beau și râdeau și eu trăgeam 2-3 fumuri, stăteam așa. Cădeam. Cădeam din picioare. Nu te-ai gândit niciodată că s-ar putea să ajungi la închisoare? Când furai, când... M-am gândit, de ce să vă spun că m-am gândit, dar n-am știut cât de scumpă poate să fie libertatea unui om. N-am știut niciodată lucrul ăsta. N-am putut să fac comparație niciodată. N-am avut ocazia să stau închis. Persoană libertină. Adică, pur și simplu, gândeam că închisoarea poate fi una din zilele mele, care stăteam zi de zi în bar cu 20-30 de persoane în barul ăla și consumam, jucam table, remi, mă gândeam, e ca și cum asta într-un bar, la un loc cu toată lumea. N-aveam nici cea mai mică idee cât poate să însemne libertatea și închisoarea asta. Tu doar ai consumat sau ai și vândut etnobotanice? A fost o perioadă în care am și vândut. A fost o perioadă în care am și vândut, dar deoarece eram un consumator în rate, n-am putut să țin pasul și nu m-am mai riscat să mai fac lucrul ăsta. Cum a fost prima zi în care ai fost arestat? Prima zi... Eu m-am atât denunțat seara, târziu noaptea, eram și beat. De că mă îmbătasem imediat după ce m-au denunțat, am încercat să mă îmbăt. Mintea mea. Pur și simplu am dormit a doua zi. Mi s-a zis de pe hol și persoanele acolo intră înăuntru, trebuie să te bați cu lumea. Fel și fel de afirmații care nu sunt adevărate. Trebuie să te bați cu lumea, nu trebuie să... Fel și fel.
Eu m-am mai documentat cum la penitenciar, cum una alta, să pot să procedez, dar cine mi-a explicat, m-a explicat de acum 20 de ani cum e la pușcărie, da? Când am ajuns, mi-a zis avocatul meu, după 2-3 zile, că nu o să stau mult de 29 de zile. Pur și simplu număram zilele. Mai atât, mai atât, mai atât. Mă plimbam pe în cameră, dormeam toată ziua, stăteam cu pătura în cap. Într-adevăr, am suferit din primele zile, nu m-am așteptat să fie așa. De ce stăteai cu pătura în cap? Stăteam cu pătura în cap și ca să n-ascult pe nimeni, să nu dau ocazia să mă bage nimeni în seamă, ca să poată să mă lase lumea mea. Nu vreau să dau ocazia să stau relaxat sau să prind un moment să mă întrebe cineva ce fac. Fugeam de orice discuție. Fac asta și în momentul de față. Nu vreau să fiu băgat în seamă, vreau să îmi pun câteodată cearceaful pe cap și mă gândesc 2-3 ore cum eram afară, în libertate, îmi fac singur filme. Mihai a realizat ce efect au drogurile asupra sa. Nu a găsit însă puterea de a renunța. Etnobotanicele îi acaparaseră în totalitate viața. Era captiv într-o lume iluzorie, plină de durere și de halucinații. Era total neputincios. Era închis, deși era liber. Așa s-a decis să vină la închisoare. Aceasta a fost soluția găsită pentru a scăpa din lumea drogurilor. Mi-ai spus la început că tu ai probleme cu capul. De ce spui asta? Am probleme cu capul din cauza etnobotanicilor. Mă bunește râsul în orice situație, cât de gravă poate fi situația sau chiar dacă nu-i veselă. Dar asta e și din copilărie. Nu cred că este din droguri. Și am momente care afară le aveam. Nu pot să mă controlez la nervi. Ori făceam asta până să ajung la pușcărie și să ies în evidență și fără să mă intereseze absolut nimic. Dar aici, de față, am reușit să mă controlez în toate punctele de vedere. M-am schimbat total. Ce era mintea mea afară și ce este acum, nici mie nu putea să-mi explice nimeni sau să mă facă să mă ducă pe direcția asta afară. Cum erai tu afară și cum ești acum aici? Doamne, dacă îmi spunea cineva, dă-te mai încolo, sau avea, nu permiteam la niciun fel de glumă. Multe scandaluri, foarte multe scandaluri. Din orice mi se părea ieșit din comun, o loveam, dădeam în cap cu ce apucam. O agresiv. Foarte agresiv. Și acum cum ești? Acum fac diferența de la fiecare deținut unul la altul și îmi dau seama că nu fiecare persoană dintre noi, adică nu sunt diferit de nimeni și asta nu înseamnă un lucru care te poți realiza în viață sau să te scoată în evidență. Asta e o mare prostie să te bați, cea mai mare prostie să te bați. Mi se pare iure. Acum las capul jos, râd, glumesc, încerc să evit, să planez. Adică mie, acturile astea cu violența acum mi se pare absurde, total absurd. Nu duce nicăieri violența. Absolut nicăieri. Cât de mult te-au schimbat pe tine drogurile? Cât de mult m-a schimbat felul în care eram și felul cum a ajuns să mă facă să fiu. Cam mult, da. Adică, poate vă referiți că eram și înainte o persoană care provoca infracțiuni și era violent. Uite, nu pot, ce m-a făcut să nu mai fiu violent? Absolut deloc. Eram pur și simplu un zombie pe stradă. Doar mă drogam și atât. N-am niciun... Nu pot să descriu nimic ca... În niciun fel... să mă caracterizez. Că eu pur și simplu fumam și îmi vedeam de treabă. Fumam și îmi vedeam de treabă. Cât de mult ți-au afectat sănătatea? Sănătatea nu mi-a afectat-o, doar că bine, v-am spus, psihicul, creierul, îl simt. Nu mai simt eu cum eram. Adică, cum... Era o persoană care îmi plăcea să discute, să descoase o persoană, să stea să o asculte. Acum nu pot să mai ascult. Mă credeți că nu am niciun coleg din fiecare coleg care se împenicear să stau, să-l ascult. Să poată spună povestea lui, să mă intereseze. Nu te mai interesează nimic?
povestea mea mi se pare cea mai... ca fiecare om, că poate nu este așa. Mi se pare cea mai grea povestea mea care o am, care o trăiesc eu. Nu pot să simt durerea lui care o are. Într-adevăr, și el are durerea lui. Dar e o durere a mea. Îmi pare rău, regret că n-am găsit altă cale de a mă lăsa de ele și a trebuit să fac o faptă, să-mi fac familia să sufere afară. Cel mai mult regret ce am lăsat în urmă, familia mea care suferă pentru mine. Nu mă mai gândesc la mine, că la mine, v-am spus, m-am folosit de avantajul ăsta ca să nu pot să mai droghez. Povestea lui Mihai este una dintre cele mai dure lecții de viață. O existență lipsită de voință și de ambiție, o viață lipsită de cunoaștere. Experiența acestui tânăr este a multora. El a avut însă curajul să caute o cale. Poate nu a fost cea mai bună, dar pentru el a fost cea mai sigură. Crezi că drogurile te-au prostit? M-au? Prostit? Nu m-au prostit, dar... Nu m-au prostit, cu siguranță, dar... Parcă mi-a luat de răbdare. Parcă sunt niște dereglați, v-am spus. Adică simt eu pe propriul meu organism, vorbesc cu dumneavoastră un subiect și nu-l duc până la cap și după aia încep să dau un altul. După aia mi-aduc aminte de la altul și vorbesc chiar cu dumneavoastră. Oricând încerc să spun 10.000 de cuvinte pentru cuvânt, încerc să vă explic totul dintr-o frază. Asta și de multe ori n-am răbdarea să povestesc. Sau așa îmi vine să spun într-un cuvânt tot ce simt. Vreau să scap repede de orice discuție. Vreau să mă închid în mine, îmi place. Tot așa cu pătura în cap, stai și acum? Cum? Tot cu pătura în cap, stai și acum? Jumătate de zi. Și ce spun colegii tăi când te văd așa? Zice, bă, noi sănătoși, zici tu, stai jos să bem o cafea, să fumăm o țigară, să ne vedem, să mai vorbim. Dar eu în momentul ăla când nu mi-am dus la capăt filmul meu, nu poate să-mi dea nimeni jos din cap. De exemplu, îmi pun pătura în cap și mă gândesc la iubita mea sau la un prieten sau că mă duc și fac, realizez nu știu ce, că după ce ies am un miliard de gânduri după ce ies de aici. Ai o iubită? Poftim? Ai o iubită acum? Nu. N-am. Nici n-aș fi putut să am o iubită, vă dați seama. Adică sunt o persoană care pune mult suflet într-o relație și fiind aici mi-aș fi făcut mai mult rău să pot să-mi fac o iubită. Poate aș fi putut. Dar sunt conștient că îmi făcea mult rău. Era, e destul suferința care o trăiesc, cred că să mai treci pe aici ca și cum. Ce au spus colegii tăi despre tine când ai venit aici? Cum ai fost tu primit? M-am cunoscut cu o mare parte din ei aici, la Peneticiar. M-am cunoscut, da. Adică persoane care le cunoșteam din Libertate, din jurul etnobotanicilor, traficanți și așa mai departe, am cunoscut. Poate și te-ai întâlnit cu ei aici? Da, pe patra... Minim 15 persoane le cunosc de afară. Și ce ți-au spus când te-au văzut? Doamna, eu... Da, că cum am ajuns, cum nu știu ce dintre astea, dar eu mă miră faptul cum am alții câte 4-5 intrări din pușcărea asta. Sau când văd pe alții, eu stau și mă gândesc la ale mele și alții sunt atât de veseli și parcă nu sunt în pușcărie, parcă nu pune nimic la suflet. Ăsta cred că e și... un punct, cum să vă zic, este bine pentru să-ți treacă pușcăria, să nu te gândești să pui la suflet nimic, dar eu nu pot să fiu ca ei. Eu sunt invidios că nu pot să fiu atât de relaxat ca ei, cu 3-4 intrări la pușcărie, câte 10-15 ani făcut zi la zi și n-au niciun stres. Și eu stau și mă uit că număr zilele și lunile ca să ies de aici. Stau și mă frământ că poate îmi dă drumul la prima comisie, mai am 4 luni și după aia stai că s-ar putea să duc termen, că aici așa e poarta albă, duce termen, toate pedepsele. N-am vreo motivație să ies la muncă, să pot să ies să câștig zile, că mă gândesc pentru ce să să muncesc să câștig zile dacă nu îmi dă poate drumul la prima. Sau dacă mă duce termen,
De ce să mă ies la muncă? Pentru ce să mă ies? Sau să-mi plătesc cheltuieli de judecată? Sau fel și fel de lucruri care mă macină. Mihai mai are de stat aproape jumătate de an în pușcărie. Speră ca în acest timp să uite definitiv de etnobotanice. Își ocupă timpul cu discuții interminabile, el cu el. Își pune pătura în cap și dă frâu liber imaginației. Știe că gândurile nu-i sunt auzite. Dar nu crezi că dacă ai ieșit la muncă, ți-ar trece timpul mult mai ușor? Mi-ar trece timpul mai ușor, dar și să stai să... Mie și în general nu-mi place munca, n-am ce să zic. Dar m-aș consuma eu așa în mine, să muncesc 5-6 luni și să duc și termin. Serios, adică m-aș consuma. Mai bine stau pe baraca mea, o cărți, citesc, joc cu Remi, îmi văd de treabă decât... A, dacă știam că da, câștigi alea 6 zile sau 5 zile, care nu sunt multe, nici alea pe lună, la o lună muncită, și sunt chiar... Deci chiar le câștigi, dar așa eu câștig 150 de zile, 3 luni sau 4 luni, cât vine, și nu... De fapt, tot termen duc. Deci nu ai niciun avantaj, nu ai cum să te gândești la ceva să te ajute, să treci peste. Cum era să mă gândesc eu în capul meu, mai am 4 luni până la comisie și mă eliberez, că n-am niciun raport, n-am niciun avertisment, am participat la orice, m-am înscris la concursuri tematice, așa mai departe. Dar când eu știu că nu mă eliberez nici atunci, nu sunt, adică probabilități 90-10% să-mi dea drumul la prima comisie. Eu pentru ce să nu fac rapoarte? Pentru ce să nu mai ezit anumite lucruri? Pentru ce? N-am niciun motiv. Deoarece eu, fără niciun raport cu comportamentul meu, sunt tratat la fel ca un om care are 18 rapoarte și de același lucru. Pe Mihai îl veți vedea și în emisiunea următoare. Sunt Adriana Stoicescu și vă aștept sâmbăta viitoare tot aici pe B1 TV.